cu o apreciere juridică. Nu sunt jurist. Dar aș putea să dau o apreciere logică, probabil, dacă este să ne referim la ideea referendumului care își propunea la faza sa inițială reîntoarcerea Constituției la alegerile directe a șefului statului, păi vreau să vă spun că este un adevăr și o realitate pe care o vedem cu toții. Prin decizia Curții Constituționale din 4 martie anul curent, țara noastră deja este reîntoarsă în sistemul de alegeri directe a președintelui țării. Lucru care trebuie să se întâmple și neapărat se va întâmpla. În acest sens, sincer să vă zic, la acest subiect cam nici eu nu prea văd temeiul. Noi suntem azi în câmpul legal, șeful statului va fi ales direct de către popor. Întrebarea este, mai facem un referendum pentru a rezolva o problemă care este deja rezolvată? Aici aș adăuga, iată ce, ca și idee, o voi pune în discuție cu colegii. Eu am observat pe plan mediatic foarte multe speculații că e o decizie cam așa, care nu va fi îndeplinită, că oricum se va reveni la alegerile șefului statului în Parlament. Păi iată, pentru a șterge tot felul de speculații, inclusiv speculații precum a fost și precedenta întrebare, ar fi logic, eu gândesc, într-un timp apropiat, noi în Parlament, să adoptăm hotărârea Parlamentului prin care să stabilim data exactă pentru alegerile prezidențiale. Să fie clar pentru toată lumea și să nu lăsăm nici temeiuri, nici motive pentru tot felul de minciuni, pentru tot felul de acțiuni care duc în eroare cetățenii Republicii Moldova.